Vremea frumoasă a fost de partea giurgiuvenilor sâmbătă seară, astfel încât mii de oameni au ieșit din case pentru a merge la slujba de înviere. Ca în fiecare an, cei mai mulți credincioși au mers la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, însoțit de un sobor de preoți. La miezul nopții, oamenii au primit Lumina Sfântă împreună cu binecunoscutul îndemn. Ei s-au strâns în jurul preoților pentru a-și aprinde lumânările și candelele. Veniți de luați lumină, lumina lui Hristos, luminează . După ce au luat lumină, cei care nu au rămas la catedrală au pornit pe străzile orașului. Cu mic, cu mare, copii sau vârstnici, cu toții s-au bucurat de cea mai importantă sărbătoare a creștinilor.